Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit la Bucătăria Fără Granițe. Astăzi o să vă pregătesc o rețetă minunată cu carne de porc în stil mediteranean. De fapt, o să pregătim un mușchiuleț de porc cu legume, mai multe legume mediteraneene, cu puțin mirodenii, tot în stilul mediteranean și care se face și foarte repede și cu puțin ingrediente. Să vedem puțin ce folosim în această rețetă. Avem un mușchiuleț de porc, cum vedeți, foarte frumos, așa, nu potrivit, nu foarte mare, chiar porțiunea bună. Și ca legume o vom folosi o vânătă, mă scuzați, și dovlecei tăiați mici mărunt. De fapt, sunt dovlecei zucchini, care au o culoare la pielea mai închisă și care dau o aromă și o culoare mai frumoasă. O să folosim și câteva roșii din conservă, foarte, o să le tăiem mărunt la moment dat. Busuioc, care este o aromă, o ierbă foarte importantă în bucătăria mediteraneană. Ceapă, usturoi și cimbru. Și rețeta asta se pregătește în două oale, într-una o pregătim carnea, rumenim carnea și facem în celălalt legumele și apoi adăugăm carne cu legume. Haideți să începem, să punem legumele la călit, așa, și în celălaltă vom pune carne la rumenit. Cu, bineînțeles, ulei de măsline, care bucătăria mediteraneană nu se lipsește niciodată de ulei de măsline. Așa, în fiecare oală și lăsăm puțin la încălzit. Aici o să facem, o să mai tai puțin din grasime de la acest mușchiuleț, că mi se pare că a rămas câteva bucățele de grasime, care mie nu-mi convine. Așa. Care trebuie scos, așa, până când se rumenească, se încălzește tigaie. Bun. Și în primul rând punem ceapa cu usturoi la rumenit. Mai trebuie puțin timp aici să se încălzească. Este o rețetă foarte ușoară și care, într-un fel, este un alt fel de a găti mușchiuleț de porc. Este un mod mai original și, cred eu, chiar dacă este carne de porc, mai sănătos. Așa, facem câteva tăiaturi în carne. Ah, iată că a început să se rumenească ceapa cu usturoi. Și le lăsăm aici în ulei de măsline la înmuiat. Așa. Încet, încet. Și avem bucatul nostru de carne gata, frumos. O să pun sare și piper înainte de a pune carne în tigaie. Să fie condimentat din crud. Sare, piper, ca să fie bine pregătit și apoi îl introducem în tigaie la rumenit. Și între timp ne ocupăm și de legume. Deci acest rețetă se pregătește destul de repede, 30 de minute la dispoziție dacă aveți și dacă aveți toate ingrediente. Puteți pregăti această rețetă. Interesul la arome este buzuioc, din punctul meu de vedere. Buzuioc cu carne de porc este o combinație foarte originală, dar foarte gustoasă. Gata. S-a rumenit ceapa cu usturoi și acum vom adăuga dovlecei, cele două dovlecei tăiat cu bulețe.
și vinete, vânătă, că este doar una. Așa. Ați văzut că am păstrat coaja la legume, pentru că toate vitaminele sunt mai multe vitamine aproape de coajă. Și la culoare, bineînțeles, este mai frumos. Și aici ne trebuie sare și piper. Sare. Așa, piper. Și deja putem condimenta acest amestec de legume cu cimbru, un alt ingredient de nelipsit din bucătăria mediteraneană, care nu punem întreg, punem doar partea verde al frunzei. Dacă aveți dacă aveți cimbru proaspăt, este și mai bun. Așa. Și păstrăm câteva frunze pentru sfârșit, pentru decor, în farfurie. E, vedeți că aici carnea noastră s-a rumenit bine. Să nu vă speriați, se face totuși puțin mizerie cu uleiul, dar până la urmă carnea noastră este bine rumenită. Deci o să dăm foc mai încet aici și vom pregăti legumele mai departe și apoi adăugăm carne cu legume. Acum când s-au rumenit dovlecei cu vinete, cu ceapa și usturoi și cu cimbru, adăugăm roșiile cu suc de roșii. Așa. Și le facem bucăți mici, așa, direct aici. Să nu uităm de carne care se face acolo, să nu se arde totuși. Și deja amestecul nostru de legume prinde o altă culoare, foarte frumoasă, și un arom și un miros foarte apreciabil. Mai întoarcem puțin carne. Mă puteți întreba de ce țin mușchiuleț de porc întreg. Puteți să-l tăiați înainte. Mie îmi place mai mult așa, într-un singur bucat și să le punem cu legumele, că se face, n-aș pune o crustă, dar se prinde legumele peste tot la mușchiuleț. Și după când tăiați la mijloc, este fondant, este carnea mai fondant și mai bună. Iați că acum o să adăugăm buzuioc, dar nu tot buzuioc, o să ținem câteva frunze pentru decor ca să fie proaspete la sfârșit. Deci luăm câteva care avem aici, frunze. Asta, de exemplu, și vedem ce ținem pentru sfârșitul. Uite asta, de exemplu. Nu. Și asta. Ținem câteva așa, mai frumoase, mai micuți, pentru decor. Asta o să le adăugăm în compoziția noastră de legume, care deja a luat un alt aspect. Bun. Și le taiem puțin, nu foarte mic, ca să dezvolte aromele în tigaia. Așa. Și le punem cu legumele. Amestecăm bine legume cu buzuioc și apoi vom adăuga carne și o să lăsăm amestec de carne cu legume în timp de 15 minute pe foc.
aș mai pune puțin sare și piper la legume, ca să fie bine condimentat. Sare, piper. Deja carnea a pris un miros de rumenal. Wow, ce bun știu. S-a făcut super. Chiar a prins foarte bine culoare aici. Cred că acum putem opri carne și putem să le punem împreună. Și acum trebuie să amestecăm. Asta îl scoatem de aici. Și acum trebuie amestecat legume cu carne ca să fie un ansamblu mai omogen. Unde am lingura? Și să punem legumele peste carne. Și mai întoarcem o dată. Vedeți? Și acum trebuie lăsat la foc mediu acest amestec timp de 15-20 de minute, cam așa. Depinde cum vă place carne să fie mai mult făcut. Și după se servește cu felie. O să taiem câteva felie într-o farfurie și o să prezentăm într-un vas mai mare mușchiuleț de porc. Dar trebuie lăsat puțin și revenim după. După cum vedeți, mușchiulețul nostru este gata, a prins bine culoare a legumelor. Legumele s-au făcut foarte frumos. Este un amestec foarte armonios între dovlecei, vinete, buzuioc, usturoi și ceapă. Și roșiile, bineînțeles. Și acum o să scoatem carnea noastră de aici. Și o să tăiem câteva felie ca să prezintăm în farfuria noastră. Așa. Și punem puțin legume. Dar parcă sunt cam zgârcit cu carne. Așa că o să mai pun o felie. Două. Hai să mai punem una. Așa. Trei felie. Cu încă puțin legume. Miroase foarte interesant. Și acum putem decora farfuria noastră cu puțin buzuioc și cu puțin cimbru peste carne. Și avem aici porția noastră și între timp putem adăuga aici restul de mușchiuleț de porc cu legume pentru prezentare. Și punem legumele în jurul mușchiuleț. Așa. Și avem două fel de a prezenta acest preparat mediteran delicios. Această rețetă este pentru 4-5 persoane, depinde de cum vă este foame. Minunat. Ah, ce bine arată. Perfect. Și încă puțin acolo. E, voilà. Deci, mușchiuleț de porc mediteranean cu legume de vară, cu vinete, cu dovlecei, cu ceapa, cu usturoi, cu
roșii și cu buzuioc și cu cimbru, este, o să vedeți, un amestec foarte gustos, plăcut și sunt sigur că o să vă placă această rețetă. Vă doresc poftă bună, la revedere și pe curând!